Înlăturarea restricțiilor pandemice a condus în Olt la reluarea activității mai multor firme, fapt ce se reflectă în creșterea numărului de salariați cu aproape 1200. Nu doar numărul angajaților a crescut în ultimul an, datele statistice indică și o creștere a veniturilor obținute de aceștia. Astfel, venitul mediu net înregistrat în septembrie la nivel județean a fost de 3457 de lei, cu 11,6% mai mare decât în aceeași perioadă a lui 2021. Acest indicator situează Oltul pe locul 17 la nivel național. Cele mai mari venituri sunt obținute în continuare de angajații din industrie și construcții, chiar dacă, raportat la septembrie anul trecut, în aceste sectoare de activitate avem de a face cu o scădere a salariilor cu 7,5%. În acest sector, venitul mediu net primit de salariați este de 3641 de lei. În domeniul serviciilor, veniturile sunt mai mici, salariul mediu net ridicându-se la 3326 de lei. La polul opus în ceea ce privește salariile se situează în județ angajații din agricultură, silvicultură și pescuit, unde salariul mediu net acordat este de doar 3231 de lei, cu mai puțin de 2% în creștere față de aceeași perioadă a lui 2021.